Am revenit, iar în această seară alături de noi este domnul Ovidiu Machidon. Bună seara și bine ați revenit alături de noi. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Nu puteam lansa o invitație mai propice decât șefului serviciului Centrului de Meteorologie din Moldova, pentru că am observat și am și simțit, bineînțeles, că temperaturile au scăzut brusc. Am avut, iată, așadar niște zile de toamnă destul de călduroase, se anunțau ele, nu știu, să zic, luna trecută, dar în luna noiembrie cumva temperaturile au scăzut foarte brusc și profitând de disponibilitatea dumneavoastră, bineînțeles, pe care o apreciem, vrem un pic să ne punem în temă ce se întâmplă în această perioadă și poate dacă putem preconiza un pic și ce fel de vreme urmează să avem. Nu știu, am înțeles, sunt discuții că e posibil să ne trezim chiar și cu ninsori. În condiții anticiclonale prezente, vremea s-a răcit un pic în zona Moldovei, în prezent temperatura medie diurnă fiind cu 1-2 grade sub valorile medii multianuale, lucru care este și normal în anumite condiții meteosinoptice să se producă. În perioada următoare, cel puțin la nivelul săptămânii viitoare, pentru că până duminică ne menținem pe același regim termic, vremea continuă să fie mai rece decât în mod normal, cu 1-2 grade față de valorile medii multianuale. Valori medii multianuale, asta însemnând pentru față de ultimii 30 de ani. Da? Urma să vă întreb ca să știm la ce ne raportăm. Da, față deci de față de ultimii 30 de ani, cu 1-2 grade mai scăzută mai temperatura decât eram noi obișnuiți. Sunt oscilații care se petrec în mod normal. Da? Când este mai cald, când este mai rece, în schimb, când picăm pe medie, ne raportăm față de medie ca să apreciem dacă vremea este mai caldă sau mai rece decât valorile acestea termice medii multianuale. Înțelegem. Din punctul dumneavoastră de vedere, în momentul în care faceți aceste statistici sau vedeți, puteți oarecum să preconizați, a fost vreun moment în care, nu știu, poate să spunem așa metaforic, ați ridicat din sprânceană văzând anumite date pentru această perioadă sau, așa cum ați spus acum, sunt cumva niște lucruri firești, normale? Bineînțeles, ne aflăm într-un anotimp la care ne așteptăm să fie rece. Dar ce facem cu acele ninsori de care am auzit că se vehiculează? Păi ce facem noi, de exemplu, cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut, când în perioada 1 septembrie-31 octombrie, luat în ansamblu, a fost intervalul cel mai călduros din ultimii 60 de ani. Deci din 1961 și până la nivelul anului 2023, anul trecut, pentru același interval, a fost cel mai călduros sezon cu temperaturi peste mediile multianuale. Colegii mei mă ajută, ne ajută de fapt și cu o imagine pe care o avem de la dumneavoastră, ca să o vadă și telespectatorii noștri, și vedem iată așadar regimul periodic anual și în anotimpurile de iarnă al temperaturii aerului. Da, ceea ce vizualizați pe ecran reprezintă mediile multianuale calculate periodic pe intervale de referință, bazându-ne pe datele de la stațiile meteo județene. Se poate observa faptul că față de perioada 1961-1990, în ultimii 30 de ani, temperatura medie multianuală la nivel anual a crescut cu 1,2 grade Celsius. La fel se menține același trend și pentru anotimpul de iarnă, deci iernile din ultimii 30 de ani au fost cu 1,3 grade peste valorile medii multianuale ale perioadei 1961-1990. Da, și cu un pic mai mult față de perioada 1981-2010. Bun, dacă așa se spune, ar arăta acest, dacă așa arată acest grafic și dacă suntem la temperatura aerului, vreau să ne explicați, să ne spuneți, din punct de vedere științific, da, măsurat și în momentul în care afară simțim, este acea vorbă, simt un aer rece, dar gradele arată oarecum că ar trebui să nu simțim astfel aerul. Adică vreau să facem diferența și în mintea telespectatorilor și în cunoștințele lor despre ceea ce înseamnă aerul pe care îl simțim și gradele pe care le avem noi preconizate pentru ziua respectivă. Este o corelație între temperatura și viteza vântului. În momentul în care bate și vântul, iar temperatura prezintă anumite valori care, în condiții de calm atmosferic, ori simțim bine, deci fiind îmbrăcați nu este nicio problemă. În momentul în care bate vântul, disconfortul termic este accentuat, asta din cauza că vântul distruge acel strat termic izolant
pe care hainele îl rețin și cu cât haina este mai groasă și mai impermeabilă, cu atât ne simțim mai bine. Gradul de confort crește. Confortul crește, într-adevăr. Da. Vreau să mergem în continuare cu câteva imagini pe care le-am preluat tot de la dumneavoastră, dacă este să ne ajute, să ne ajute colegii mei. Avem aici și numărul de zile tropicale și al celor geroase în această perioadă. Bineînțeles, la stațiile județene din Moldova. Da, da, se poate observa, având în vedere că temperatura medie anuală este în creștere, bineînțeles că și numărul de zile cu diferite temperaturi urmează același trend. Ceea ce vedeți, avem pe ecran evoluția periodică a numărului de zile tropicale, care cel mai adesea în timpul verii depășesc 30 de grade la umbră. Deci din punct de vedere la climatologic, asta înseamnă valoarea aceea de 30 de grade Celsius, este considerată zi tropicală. Deci, față de perioada 1961-1990, în ultimii 30 de ani, numărul acesta de zile este aproape dublu, poate chiar mai mare. Deci, aici aș corela iarăși cu câteva idei, să zic așa, din întreg mapa mondului, cum că este vorba de acea încălzire globală, sau greșesc? Păi este, este. Și acea încălzire globală se regăsește inclusiv în aceste date măsurate de stațiile noastre meteorologice, care, după cum se observă, și la nivelul zilelor geroase, dacă în perioada 1961-1990 în Moldova aveam undeva la 19 zile în medie, în prezent acesta a ajuns la circa 13 zile, adică undeva cu 45% mai puțin față de acel interval. Și asta datorită creșterii temperaturii la nivel anual. Am câteva idei în minte, recunosc, de dialog, să spunem așa, mai mult o dezbatere, dar le păstrez un pic la final. Aș vrea să continuăm, așa cum am spus, cu imaginele pentru a ne putea ajuta de aceste statistici, ca să ne explicați mai bine anumite fenomene. Da? Evoluția periodică a numărului de zile cu precipitații atmosferice de diferite forme și cantități. Interesant acest grafic. Trebuie, da, să recunosc. Ar fi trebuit să vedem pe celălalt grafic. Mai este un grafic cu precipitațiile, valorile anuale, și după aceea să ajungem la acesta. Ca să se poată corela, nu? Da, o să rog, da, colegii mei să ne dea atunci acel... Așa, cred că acesta este. Mulțumim. Aici vorbim despre evoluția cantităților anuale de la o perioadă de referință la alta a precipitațiilor atmosferice. Evoluția se poate observa că nu este semnificativă. La nivel anual, față de perioada 1961-1990, diferența este de câțiva litri, deci pentru întreg anul, iar pentru anotimpul de iarnă, la fel, evoluția este ciclică și nesemnificativă dacă ne uităm la acele valori. Putem trece la graficul următor, dacă se poate. Aici. Și aici avem aceste precipitații atmosferice de diferite forme și cantități. Și aici, când ne referim la diferite forme, includem și... Este un grafic care face referire doar la anotimpul de iarnă. Da? Și asta din punctul de vedere al formelor precipitațiilor. Graficul ne prezintă următoarele lucruri. 0,1 litri pe metru pătrat reprezintă o zi cu precipitații din punct de vedere climatologic. La nivel anual se poate constata că față de 127 de zile cât se realiza în medie în perioada 1961-1990, în ultimii 30 de ani a scăzut cu un procent de 4% numărul de zile cu precipitații. În schimb, atunci când în 24 de ore se semnalează cantități mai mari de 30 de litri pe metru pătrat, asta însemnând că în acea zi avem și o precipitație cu caracter torențial. 30 de litri înseamnă că la un moment dat precipitația s-a produs pe un regim pluviometric torențial. Se poate observa că în perioada 1961-1990, când aveam aproximativ 2 zile cu precipitații în medie, în 1981-2010, în acea perioadă, a crescut procentul cu 14% și în ultimii 30 de ani acel număr a crescut cu 18%. Asta înseamnă că avem o tendință de creștere a caracterului torențial a precipitațiilor în zona Moldovei. Da, se vede oricum foarte clar de pe grafic și mai ales, da, dacă este să mă uit la celelalte două secțiuni. Ei, aici mergem la anotimpul de iarnă și vorbim despre zilele de ninsoare, când fenomenul acesta se produce din nori stratiformi,
care în medie era de 42 de zile în perioada 1961-1990 și care prezintă o tendință descrescătoare cu circa un sfert în ultimii 30 de ani. În schimb, aversele de ninsoare care se produc din nori de dezvoltare verticală, norii din genul cumulonimbus, ne arată că acest caracter al precipitațiilor iarăși capătă un caracter torențial sau spre torențial în sezonul rece al anului. Văd acolo 2% și bineînțeles că îmi captează atenția pentru că sunt mai mari și tot ce este un pic mai vizibil și are un număr mai mare ne face atenți. 72% și 84%. Față de perioada 1961-1990. Deci comparăm cu această perioadă. Da. Ar trebui să ne îngrijoreze aceste procente? Ar trebui să ne îngrijoreze pentru că trebuie să apelăm la aspectul de adaptabilitate al societății în care ne aflăm. Ce se întâmplă? Cel puțin în ultimii 2 ani am avut stații meteorologice unde cantitățile de precipitații în 24 de ore în sezonul rece al anului au depășit 30-40 de litri. Asta înseamnă că dacă s-ar fi produs într-o formă solidă, ar fi fost o mare problemă. În condițiile în care, chiar dacă temperatura la nivel anotimpual crește, în condiții sinoptice care să permită cantități ridicate de precipitații pe intervale scurte de timp și acestea sub formă de ninsoare, trebuie să înțelegem că s-ar putea să avem mari probleme. În regulă. Dar aș vrea să vă întreb, pentru că mi-ați ridicat la fileu o idee, referitor la aceste stații de meteorologie din zona Moldovei, tehnic vorbind. Și mai mult decât atât, o să atingem un pic și ce se întâmplă în Europa. Am văzut din nefericire ce situație a fost în Spania și o să vă cer și părerea dumneavoastră personală. Dar din punct de vedere tehnic, acea secțiune de ro alert, da? Pe care ar trebui să o primim în caz de... Cât de eficientă și cât de rapid funcționează pentru, zic, zona Moldovei, acum României, pentru că mă gândesc că suntem atenționați în funcție de unde se află aceste îngrijorări? Deocamdată nivelul tehnologic și informațional la care se află România în prezent, atât poate să ne prezinte acele mesaje ro alert la nivelul Există la care ne aflăm în prezent. Există ceva superior, adică ceva un next level, să zic așa? Va fi un next level din momentul în care va interveni inteligența artificială și atunci datele respective vor fi preluate de la o aparatură mai modernă, pentru că România, prin Administrația Națională de Meteorologie, a dezvoltat niște programe de înnoire, să spunem, a parcului meteorologic, da, cu stații meteorologice noi, moderne, plus un număr destul de ridicat de stații noi, meteorologice autonome. Am înlocuit rețeaua de radare meteorologice tip Doppler. Vorbim la nivel național, de zona României, de chiar, zona României, inclusiv pentru Moldova. Da? Deci s-a făcut pe întreg teritoriul. Din acest moment putem să dezvoltăm infrastructura inteligenței artificiale pe care s-o folosim în modelul de prognoză și care va utiliza infrastructura nouă. Din acel moment, probabil că se va ajunge ca mesajul RO alert să fie atât de bun încât... Măcar cu un sfert de oră înainte să vină. Și acum cam... Dar probabil că vorbim de câțiva ani, pentru că deocamdată este la nivel de cercetare acest domeniu înțelegem. Al inteligenței artificiale în activitatea de meteorologie. Dar în situația actuală, mesajul RO alert, la cât timp ne este trimis după ce specialiștii cumva observă... Depinde de situație. Sunt situații când norul cumulonimbus trebuie mai întâi să se formeze, el produce efecte în zona în care se dezvoltă, după care dezvoltarea sa duce la apariția acestui mesaj RO alert. Astfel încât sunt zone care pot fi lovite, să zicem așa, de mesajul RO alert la timp și zone când încă mai așteptăm. Dar, vă spuneam, inteligența artificială la un moment dat poate să suplinească acest gol de început, ca să spunem așa. Am auzit și simțit îngrijorări în spațiul public referitor la situația din Spania și vă spuneam că aș vrea să atingem un pic această idee din punctul dumneavoastră de vedere. În discuțiile sau în ideile pe care le-am auzit, cumva era vorba despre aridita solului, da? Pentru că acolo nu au fost ploi, cel puțin nu sunt atât de dese pe cât este într-un climat în care poate ne aflăm noi și pentru că solul nu a putut absorbi. Acest fel de lucruri din zona fizicii, dar și contextul petrecut științifică. În Spania trebuie să-l înțelegem în felul următor. Ne aflăm pe acest regim de creștere a temperaturii aerului la nivel global, care duce la o acumulare a unei cantități ridicate de umiditate în atmosferă față de ceea ce se petrecea înainte. Contextul din Spania trebuie să-l înțelegem și pe un moment în care
din zona Africii a ajuns în acea regiune o masă întreagă de nuclei de condensare, deci praf saharian, care a stimulat efectiv producerea precipitațiilor, astfel încât pe intervale scurte de timp și arealul fizico-geografic, având în vedere atât formele de relief, cât și dezvoltarea urbană din zonă, au dus la o accentuare spre devastare a regiunii respective. A fost într-adevăr un dezastru, să spunem așa, natural, dar vreau să profit că sunteți alături de mine și să reamintim, sau mai bine zis, poate să și aflăm, diferența aceasta între mai multe fenomene meteorologice din zona de ciclon, tsunami, uragan, tornadă, pentru că am observat că majoritatea oamenilor folosesc ca și cum ar fi sinonime. Ele vin, poate, din aceeași zonă de activitate, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, dar știm că înseamnă cu totul și cu totul altceva, în funcție de, dacă nu greșesc eu, în funcție de durata acestora și de cum se formează, sau bun, cauzele acum din care se formează. Acum depinde și de arealul fizico-geografic față de care ne raportăm. În principiu sunt cicloni toți, sau depresiuni. Deci da? Toate aceste fac parte toate aceste formațiuni barice sunt cicloni sau depresiuni. În schimb, dacă ele se formează deasupra Oceanului Atlantic, poartă denumirea de uragane, dacă se formează în Oceanul Pacific, poartă denumirea de taifun. În regulă. Și dacă este să facem o ierarhie, cât de grav este unul sau celălalt, sau care este cel mai periculos și cel mai puțin periculos, cum am putea să le punem într-o ierarhie? În funcție de cantitatea de precipitații și viteza vântului, au diferite criterii de clasificare. Fiecare serviciu meteorologic, în funcție de prognoza aferentă, stabilește gradul de periculozitate a acelui ciclon. Și având în vedere că România dispune, din fericire spun eu, de toate formele de relief, care ar fi cel mai grav sau posibil grav fenomen meteorologic cu care ne-am putea confrunta, dacă ar fi? Toate sunt grave. Deci, nu putem risca să avem, de exemplu, nu știu... Păi în această vară am avut fenomen de secetă cu valuri de căldură. Este un fenomen grav pentru anumite persoane cu anumite probleme de sănătate. Sunt intervale când dacă un ciclon mediteranean ajunge și este realimentat de Marea Neagră, poate să creeze precipitații abundente și atunci iarăși este grav. Dacă avem momente de instabilitate și în Câmpia Română, să spunem, apare o tornadă, iarăși este grav. În sezonul rece al anului, vine imediat, da? Putem să avem un viscol. Pe când preconizați că ar începe acest sezon rece? Vă întreb de parcă sunteți guru în fel da. De, adică ar trebui să știți tot când și cum da. Se întâmplă, da. Să suntem conștienți că aceste lucruri capabilitatea variază. Capabilitatea Administrației Naționale de Meteorologie este să vă furnizeze prognoze de până 7 până la 10 da. Zile pe intervale de câte 24 de ore. Pentru o perioadă mai mare de 7 zile apelăm la estimările meteorologice realizate de către Centrul European pentru Prognoză pe Medie Durată de la Reading Anglia, estimări pe care Administrația Națională de Meteorologie le ia săptămânal, le adaptează, le actualizează, astfel încât putem trage niște concluzii, dar raportându-ne la niște valori medii de temperatură sau precipitații. Pentru că aceste estimări nu prognozează fenomene meteorologice cu evoluție scurtă de timp. Da, acestea au cumva un obiectiv un pic mai amplu, obiectiv, ideea în care mergem pe o perioadă mai îndelugată de timp. Care este cea mai mare provocare, domnule Machidon, ca și șef al unui serviciu meteorologic regional? Nu știu care este cea mai mare. Mie îmi place meseria aceasta, deci nu cred că pot să spun că este o provocare. Nu știu, mă gândesc că poate ați simțit vreodată că ați fi putut afla sau nu știu, nu ați transmis poate uneori la timp o anumită informație sau v-ați gândit la aceasta după ce ați închis poate biroul, nu știu, întreb. Este un domeniu, dacă este un domeniu și o activitate atât de variabilă și atât de nesigură, aș putea spune, nesigură din punct de vedere al vremea nu ai cum, e un lucru natural. Cu lucrurile naturale precum vremea nu ai cum să o combați sau da, să o analizezi. Probabil vă referiți la acea activitate de prognoză meteorologică care într-adevăr este una palpitantă. Eu, în cadrul serviciului meteorologic, mă ocup în primul rând de realizarea de diagnoze meteorologice pentru beneficiari, plus de validarea, corectarea datelor provenite de la stațiile meteo. Ceea ce înseamnă mesaje RO-alert, ceea ce înseamnă prognoză meteorologică, în zona Moldovei cel puțin, este, aceste lucruri sunt realizate de către colegii mei de la Bacău, de la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii și care, în activitatea lor de veche meteorologică, cu siguranță se confruntă și cu situații în care apar imaginile pe radar și efectiv sunt copleșiți.
Da? Dar fac față. Eu zic că fac față cu brio. Atunci să vă întreb despre acuratețea datelor pe care dumneavoastră le analizați. Cât de, nu neapărat corecte, cât de clare sunt aceste... Față de interval 1961-1990, 1981-2010, în prezent avem doar stații meteorologice automate. Apelăm și la personal pentru că și acesta intervine pentru că este necesar. Traductorii respectivi pot să mai dea uneori erori, dar erori nu cauzate neapărat de traductori. Și am să vă dau și un exemplu. Vă rog. Avem traductorul de vânt. În mod normal este calm atmosferic, dar dacă se așează o pasăre pe el și dă din aripi și ia zborul, la un moment dat apar viteze foarte mari care intră în baza de date și pleacă mesajul la alert către serviciul de prognoză. Asta nu înseamnă că acea informație poate să ajungă la populație. Este corectată imediat. Da? Sau traductorii de precipitații. În prezent avem traductori care fac această măsurătoare prin cântărire. Iar acolo, în acel traductor, fiind o cantitate de apă cunoscută, dacă ajunge o cantitate de apă suplimentară, imediat identifică variația. Dar sunt situații când pe înserate pot să ajungă cărăbuși, păsări sau cine știe ce mai aterizează pe acolo. Alți factori externi, să-i numim așa. Da, factori externi care pot influența măsurătoarele. Trebuie să recunosc că, așa cum ați spus, mie mi se pare palpitant și interesant să am dialog cu dumneavoastră, chiar dacă veniți destul de rar din prisma activității foarte intense. Mi se pare foarte curios tot ce se întâmplă, pentru că sunt lucruri mai puțin cunoscute și poate și prea puțin reamintite. Că este bine să fim la curent cu ceea ce practic ne înconjoară, consider eu. În ultimele 2-3 minute, sper că mai avem, dacă nu greșesc eu, aș vrea să ne spuneți pentru următoarele 7 zile la ce ar trebui să ne așteptăm pe scurt și cum ar trebui să ne poziționăm. Vremea va rămâne mai rece față de valorile normale pentru această perioadă. Vor mai fi intervale cu precipitații cel puțin la mijlocul săptămânii viitoare, dar slabe cantitativ și sub formă de ploaie. În zonele montane vor predomina ninsorile. Vântul va prezenta intensificări, mai ales în timpul zilelor și asta de la a doua jumătate a săptămânii viitoare. Din punct de vedere termic, valorile maxime de temperatură vor oscila, și am aici, stați un pic să mă uit pe date exact, între 8 și 11 grade de la o zi la alta și cu valorile cele mai ridicate în prima jumătate a săptămânii viitoare, iar valorile minime se vor încadra între minus 3 și 2 grade Celsius. Un analist desăvârșit, bineînțeles, ați văzut, stați puțin să mă uit pe hârtie, mi se pare și corect. Domnule Ovidiu Machidon, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați împărtășit cu noi aceste informații și pentru disponibilitate. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Doriți. Acestea au fost informațiile, știrile pentru această seară. Cezara Bălăuță sunt eu și până săptămâna viitoare, multă sănătate!